Salut și bine ai venit la episodul de astăzi, unde încercăm să vorbim despre instructori auto. Adică cum să ți-i alegi în sensul ăsta. E un pic cam greu să-i alegi, sincer, pentru că nu ai de unde să știi decât dacă te uiți pe net să vezi ceva review-uri și chestii de genul ăsta. Și în cazul în care se adeverește că nu e ok, e nasol că ți-ai luat țeapă. Dacă facem dreapta că toți merg înainte. Mișto modul de a gândi, nu? Așa, ai destul de complicat cu instructorii ăștia pentru că sunt oameni și sunt imprevizibili. La prima ședință poate să-ți separă un instructor foarte bun, dar la a doua îți dai seama că nu e chiar așa de bun. Și ce ar trebui să știi despre faza asta cu instructorii și cu școala de șoferi e faptul că, în primul rând, trebuie să te documentezi foarte bine, să ceri păreri de la alții care au făcut și care au cunoscut omul respectiv sau școala respectivă, depinde de situație. Dacă cumva nu ai prieteni sau cunoștințe care să-ți recomande un instructor bun, că au fost ei la el sau că știu ei pe cineva care a fost la ei, îți recomand să te duci la o școală de șoferi pe care ai găsit-o pe internet sau care este în apropierea ta și să le spui că, domnule, uite, vreau și să mă apuc să fac școala de șoferi, dar am auzit că e cam problemă cu instructorii ăștia, că unii sunt buni, unii sunt răi, unii sunt calmi, unii sunt agitați. În primul rând contează foarte mult ce fel de persoană ești tu. Dacă ești o persoană care acceptă foarte multe, nu e nicio problemă, poți să iei orice instructor, că oricum nu te interesează ce spune el. Dar dacă ești o persoană mai pretențioasă și vrei ca instructorul tău să fie bun, să te învețe cât mai multe și să nu ții pe la tine, să nu spune mâna pe volan și alte nebunii, atunci va trebui să cauți mai mult, că na, e logic, vrei chestii pretențioase, așa că trebuie să cauți. Și ce poți să faci ca să vezi cum e instructorul? Te duci și ceri să faci o oră de condus. Na, asta ar fi o recomandare, sincer. Dacă nu reușești să găsești pe cineva care să îți fie recomandat de altcineva, atunci asta este soluția cea mai bună. Pentru că dacă te duci la școală și spui, băi, vreau să fac și o școală de șofer și mă înscriu la voi, după aia o să fie greu să te retragi de la ei sau să schimbi instructorul. Pentru că o să se vorbească instructorii între ei și o să zică, bă, ăla nu m-a vrut pe mine, nu i-a plăcut de mine, fă-i tu viața mai amară. Există și oameni de genul ăsta, așa că fă de înainte și spune, băi, mă duc la școala de șoferi, vreau și o să mă înscriu la voi, dar înainte de a mă înscrie aș vrea să fac o oră de probă, o plătesc dinainte, dacă este, nu e nicio problemă, să văd cum mă simt cu instructorul. Dacă nu-mi convine instructorul, mă duc în altă parte sau îmi dați alt instructor. Cel mai simplu. Și nu suntem legați nici unul de altul. Pentru că de îndată ce ai semnat contractul, ca să zic așa, și dat un avans, știu că este destul de greu să te retragi de la o școală de șoferi sau să schimbi instructorul. Nu am făcut și nu am experiență cu chestia asta cu retrasul de la o școală de șoferi, însă din ce am auzit nu prea e plăcut sau durează foarte mult sau chestii de genul ăsta. Și spune tu mie o școală de șoferi care vrea să-și pierdă un client, nu? Că un elev pierdut înseamnă bani pierduți. Acum vine întrebarea, ce fel de instructor vrei să ai? Pentru că unii vor să aibă un instructor calm, care să îi explice frumos, care să fie instructorul model, iar alții vor pur și simplu un instructor care să spună glume, să fie agitat și să fie miștocar. Ce calități ar trebui să aibă un instructor? Păi, sincer, în primul rând ar trebui să fie calm și răbdător și tot ce mai ține de partea asta, știi? Adică dacă nu ai astea două, nu o să faci nimic ca instructor, pentru că nu o să te placă elevii. Da, o să ai succes la elevi pentru că n-ați vin fără să te cunoască și la prima ședință ești de succes, dar după a doua, a treia ședință deja o să plângă elevul acasă și o să zică nu mai vreau cu ăsta. Așa că dacă nu este calm, dacă nu știe să-ți dea cum trebuie sfaturile, e nasol de tine. Pentru că, uite, de exemplu, am avut pe cineva care mi-a zis că îi stătea instructorul și dormea. Da, și adevărul că e destul de complicat să-ți păstrezi răbdarea atunci când vezi tot felul de elevi care mai de care și... Stai să mă uit la duba asta ce face. Nu te băga încă. Acum poți să te bagi. Așa, și care pur și simplu te fac să-ți pierzi răbdarea. De aceea nu m-am făcut niciun instructor, deși mulți dintre voi mi-au spus chestia asta. Bă, de ce nu te faci instructor, că ai fi foarte bun? Da, probabil că aș fi bun să dau sfaturi și să fac ore de condus, însă să o fac și toată ziua, de dimineață până seara, cu 15-20 de persoane diferite pe zi, poate, sau cine știe câte ore are un instructor, cred că nu ar fi fost așa de distractiv. De aceea nici nu m-am făcut. Am încercat la un moment dat, însă îmi lipseau câteva chestii din lista aia de a deveni instructor. În sensul că tocmai făcusem un mic accident cu mașina și nu aveam permisul curat. Trebuia să nu am niciun incident timp de 5 ani, parcă.
trebuia să dai nu știu ce examen, gândește că ceea ce înveți tu pentru examenul tău, un instructor învață de 5 ori mai mult. Pentru că tu nu ești doar un elev sau un cursant, ci ești un client al școlii de șoferi și vorba aia, ești cetățean european și ai drepturi europene, ar trebui să știi că nu e ok să accepti de la un instructor să se poarte cum tu nu vrei cu tine. În sensul că dacă sipă, dacă nu e atent la orele tale, dacă, nu știu, se oprește pe marginea drumului să ducă să-și cumpere de mâncare și stă o jumătate de oră acolo și ședința ta ține 45 de minute și ai 90 în total, nu e ok. Ce nu mai e ok la un instructor? Să țipe, am zis. Mai erau instructorii care puneau mâna pe picior, ci că să-ți arate cum e cu accelerația. La băieți nu prea se întâmpla asta, știu, dar la fete se mai întâmpla. Probabil că se mai întâmplă și în ziua de astăzi. Din păcate se numește hărțuire, din câte țin minte, și nu e ok. Iar dacă tu ești de acord cu asta, e problema ta. Iar ce nu e ok, ca instructorul să-ți pună mâna pe volan. Dar cum faci să eviți chestia asta? Păi aici ține de tine, în sensul că trebuie să știi să miști volanul. Și ca să poți ajungi să miști volanul, cel mai mișto ar fi ca o școală de șoferi mai întâi să te treacă prin partea de teorie. Din ce am văzut la multe, a început chestia asta cu teoria. Dar pe urmă ar trebui prima ședință să fie undeva într-un poligon. De ce să fie într-un poligon? Păi e simplu, pentru că tu habar n-ai să conduci. Indiferent cât ai condus tu acasă, în spatele blocului sau pe câmp sau mai știu eu pe oriunde în altă parte, nu știi să conduci în trafic așa cum știe un instructor sau cum știe un șofer care are permis deja. De aici la școală ca să înveți. Și ar fi bine mai întâi să îți facă o evaluare într-un poligon și abia pe urmă să te scoată în trafic. Dar nu o să vezi asta niciodată la noi în România. Pentru că, na, să închiriezi o oră în poligon costă bani. Nu știu, e 5-6 lei, nu contează, dar tot costă bani. Și mai costă bani pentru că trebuie să se deplaseze din Mama Naibii în partea alta a orașului. Pentru că nu sunt prea multe poligoane în România sau în București. Cel puțin în București doar unul sau două. Deci ziceam că să te duci în poligon cu instructorul la prima ședință. Sincer, asta ar trebui să fie o chestie obligatorie. De ce? Pentru că chiar dacă el are pedale și îți poate pune mâna pe volan oricând, sincer ar fi bine pentru că ție ți-e frică să conduci în momentul în care te uiți prima oară la volan. Îți spun asta din propria experiență, pentru că atunci când am dat de școală de șoferi, știam deja toate semnele de circulație, știam majoritatea regulilor de circulație, pentru că m-a pasionat de mic și am învățat chestiile astea din timp și atunci când am ajuns la școala de șoferi, nu am mai stat să mă gândesc, bă, tu știi câte lucruri trebuie să înveți? Eram de genul, a, dar le știu pe astea, ce rost are? Uite, hai să învăț ce nu știu. Cam așa a fost faza. Și am avut noroc de instructor bun. L-a fost pur și simplu întâmplare, m-am dus la cea mai apropiată școală de mine și am zis, bă, hai că încerc aici să văd ce iese. Și a fost un tip ok, de tânăr și fără probleme. Nu a țipat la mine sau chestii genul ăsta, bine, nici n-avea de ce să țipe pentru că am fost ok până la urmă din ce mi-a zis. Așa, și faza a fost că la prima ședință mi-a zis și că hai, dă-i înainte, după ce mi-a prezentat bordul și toate cele. Și mă uit eu, dar de ce înainte? Că înainte aglomerat, era fix ca aici. Și îmi zice, lasă că așa înveți să conduci. Da, știu că așa învăț să conduc, dar eu nu vreau să conduc așa. Eu vreau să merg cu mașina cu 50 la oră. Asta era în mintea mea atunci, știi? Și îi zic, nu vrei să dăm cu spatele și să mergem pe străduțele alea, că sunt mai pustii și mai libere și nu știu ce? Nu, 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 iau înainte, că e cel mai bine. Na, și îți dai seama că am fost cu morcovul în fund și cu emoțiile până în gât. Și a fost distractiv până la urmă. Am reușit să mă descurc, evident, n-am avut mari probleme. Din câte țin minte, mașina aia, cred că nici dacă vroiai, nu-i murea motorul. Pentru că la un moment dat am făcut și o chestie mișto. Îmi zice, parchează aici, pe trotuarul ăsta. Și a trebuit să urc bordura. Și evident că de emoții și de atenții la alte chestii, și evident că de emoții, nu am reușit să bag treapta întâi și să urc și să nu știu ce. Că am fost din mișcare, să zic așa, eram cu treapta a doua, m-am apropiat frumos de bordură și am urcat liniștit. După ce parchez mașina, îmi spune instructorul, dar văd că mi-nvezi mașina să plece cu a doua de pe loc, și m-am uitat și eu frumos la schimbător. Upsi! Ți-am zis, din păcate este greu să ți alegi, iar dacă dai de unul nașpa, e greu să te desparți de el, ca să zic așa. Așa că sfatul meu, dacă vrei să te apuci de școala de șoferi,
Înainte de toate, învață tu de acasă toate regulile de circulație, toate semnele de circulație și tot ce mai e de învățat. Mai uită-te și pe YouTube să vezi cum se conduce o mașină, ca să înveți cât de cât care sunt pașii. Dacă ai un prieten binevoitor, mergi într-un poligon auto și încearcă acolo să vezi ce și cum se întâmplă cu mașina, ca să vezi dacă te poți obișnui și dacă e de tine și dacă îți place. Dacă cumva nu ai un poligon auto în zona ta, atunci încearcă să mergi pe un câmp, da, undeva unde este izolat și nu trece niciun pieton sau mai știu ce animal mai poate fi prin zonă. Și evident că faci chestia asta pe riscul tău, da, adică e un no-go, cum ar spune nemții. Dacă ai reușit să conduci o mașină a unui prieten într-un poligon auto și ți-a plăcut chestia asta, atunci poți să te apuci să te duci la școala de șoferi și să te interesezi care este mai bună în zona ta. Sau, de exemplu, dacă te duci la muncă și vrei să faci imediat după muncă sau înainte de muncă, poți să-ți alegi în zona respectivă. Așa, și apoi încerci varianta cu o ședință înainte pentru a vedea exact ce și cum și le spui: domne, dacă îmi place, mai departe deja dăm drumul la dosar și mă înscriu la voi. Dacă nu îmi place, asta e, v-am dat banii și a fost o întâlnire PNV. Ne-am văzut, ne-am plăcut și am plecat mai departe, nu? Mă rog, nu ne-am plăcut de fapt, dacă am plecat mai departe. Da, important este să știi ceea ce vrei tu de la instructor și să știi să spui nu în momentul în care nu îți convine ceva. Pentru că dacă lași de la tine, instructorul o să zică: băi, na, ăsta este elevul, eu sunt șef în mașina mea și fac ceea ce vreau, pentru că e mașina mea și eu sunt instructorul. Hai că eu am ajuns la muncă, sper că ai înțeles ceva din episodul de astăzi. Pe scurt, pune mâna și fii selectiv, nu te lăsa condus de un instructor care nu-ți place, pentru că ghișe, o să ajungi fix ca instructorul ăla în trafic. Adică dacă el e praf, o să fii și tu praf în trafic, în sensul ăsta, nu te gândi la alte chestii. Mamă, ce de vreme am ajuns, e și 35 abia. Pua, super, că 25 de minute de stat. Na, că vreau să zic ceva și m-am încurcat din cauza traficului. Ce vreau să mai spun era faptul că ar fi mișto să avem un site în care să poți să dai comentarii și review-uri pentru instructori și pentru școlile auto. Încă nu știu dacă există, că nu m-am uitat să caut chestia asta, acum mi-am adus aminte că ar fi mișto să avem lucrul ăsta. Teoretic cred că există, dar nu am văzut eu de curând. Dacă tu știi un loc din ăsta așa, ar fi bine să-l pui într-un comentariu, ca pe urmă să-l poată vedea toată lumea și să putem să facem o mică distinție între instructorii buni și instructorii proști. Dă-i te decolovești, mă. Hai că înregistrez, nu-i nicio problemă. Hai, ne vorbim data viitoare. Ciusii!